Statele Unite ale Americii i-au oferit Moldovei un lot de echipament militar în valoare de 5 milioane de dolari. Donația a ajuns duminică la Chișinău cu un avion militar american. Autoritățile nu oferă detalii despre ce fel de echipamente este vorba, însă au precizat că ajutorul face parte dintr-un plan de transformare a Armatei Naționale, care a început încă pe timpul guvernului Filip. Imaginile cu aeronava americană pe aeroportul internațional Chișinău au fost postate pe site-ul Ministerului Apărării. Instituția nu menționează ce fel de echipamente au adus americanii în Moldova, dar precizează că acesta este destinat sporirii capacității și interoperabilității pentru participarea la operațiuni internaționale de menținere a păcii. Valoarea lotului este de 5 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, guvernul a contribuit cu un milion de dolari, echivalentul la aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit Ministrului Apărării, echipamentele vor fi livrate de partea americană în câteva tranșe până la sfârșitul acestui an. Livrarea lotului de echipament a fost posibilă datorită bunei cooperări dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, stabilită de-a lungul anilor. Pe această cale vreau să le mulțumesc partenerilor noștri pentru receptivitatea și suportul permanent acordat la asigurarea logistică, instruirea și pregătirea militarilor moldoveni, în special în cadrul exercițiilor pentru misiunile internaționale de menținere a păcii, a menționat Anatolie Nosatăi. Aeronava militară americană a aterizat la Chișinău la câteva zile după vizita președintelui Maia Sandu la New York. Acolo, de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, i-a cerut retragerea trupelor de pacificatori ruși care se află în zona de securitate. I would also like to reiterate that our position on the complete and unconditional withdrawal of Russian forces remains unchanged. În luna august, președintele Maia Sandu a participat la platforma Crimea, unde a făcut declarații ostile în raport cu Moscova și a semnat o declarație comună în care se stabilește că Rusia este stat ocupant și a anexat ilegal peninsula Crimea.